Bună, mândrelor, bine ați revenit la un nou vlog aici la mine pe canal. Astăzi o să vorbim despre tricou, cum a apărut tricoul, de ce, cum să purtăm tricoul. Tricoul în viața noastră de zi cu zi ne ajută în nenumărate situații și fie că vrem să avem o ținută mai sport sau ceva casual, ceva de zi cu zi, cred că tricoul și în casă e nelipsit. Așadar, mă gândeam să-i aducem aici așa un mic omagiu prin acest clip, pentru că, din punctul meu de vedere, e foarte, foarte cool, e nelipsit, e esențial din garderoba noastră și ne face viața mult mai ușoară. Găsesc că e incredibil de sexy ca o femeie să poarte tricoul și lingeria intimă a iubitului ei. Calvin Klein. Acum nu știu dacă aș merge atât de departe cu lingeria intimă, însă tricoul poate fi chiar de impact și am mai folosit și eu această metodă de-a lungul timpului. Chiar e foarte cool să sufleci mânecile așa un pic, ale tricourilor cel mai mari, oversized, nu neapărat bărbătești, însă sunt foarte cool și accesorizez cu o pereche de blugi, o pereche de încălțări cu toc și cred că e fix ceea ce trebuie pentru a avea o ținută reușită, simplă și în același timp foarte, foarte cool. De-a lungul anilor, tricourile noastre din bumbac au ilustrat câte puțin din toate gusturile muzicale ale momentului, locurile unde ne-am petrecut vacanța, uneori chiar și orientarea politică. Cu peste 2 miliarde de bucăți vândute anual în întreaga lume, tricoul a ajuns un etalon al secolului 20, la fel ca blugii. O carieră fulminantă dacă ne gândim că a plecat de foarte jos, fără supărare, sertarul cu lingerie intimă bărbătească. Dacă trecem peste îmbrăcămintea stil super pipo pe care o purtau războinicii medievali pe sub armuri pentru a se apăra de frig sau de cea pe care o purtau nobili pentru a evita ca îmbrăcămintea bună să se modărească în contact cu pielea, ruda cea mai îndepărtată a tricoului se regăsește undeva în jurul anului 1880. Iată, ce informație interesantă! Inventarea țesăturii pentru tricotul tubular, brevetată în 1863, e capabilă să reducă incredibil timpii de lucru, scoțând la pensie lână în sectorul lingeriei intime în favoarea jerseului de bumbac. Observăm imediat legendara marcă Fruit of the Loom, care are drept loc un coș cu fructe fondată în 1851 și adoptată de marina americană începând cu anul 1913 pentru a acoperi cu pudoarea domenele păroase ale lupilor de mare, e cea mai avangardistă. În timpul primului război mondial, soldații de pe front cer țesături mai ușoare decât lână, care se usucă greu în aerul rece și umed al tranșeelor. Firește, asta ar fi putut purta tricoul nostru pe alte meleaguri decât cele ale modei. În anii 50, tricoul e în plină demonstrație de protest în tandem cu geaca din piele neagră, împotriva invincibilelor elemente simbol ale statutului social. Un soare cu minte și o casă confortabilă, plină cu aparate de uz casnic, grădina în spate și mașină strălucitoare parcată în garaj. Anii 50 și iată, tricoul este cât se poate de sexy și rebel, purtat direct pe piele, actorii Marlon Brando într-un tramvai numit Dorință, James Dean în Rebel fără cauză și soldatul Elvis Presley e surprins în splendoarea tinereții cu o mânecă suflecată pentru vaccinare. Iată cum a fost adus și pe micile și pe marile ecrane, de fapt, tricoul a adus în față. În anii 70, la fel, cu tehnica tie and dye, leagă și vopsește, tricourile erau înodate aleatoriu și apoi scufundate în vopsea de culori diferite, obținându-se imprimeuri unice ca model. Și în perioada hippie, deci în anii 70, erau super la modă. Din punct de vedere cinematografic, din nou tricoul este adus în față, dar de data aceasta sub apanajul feminității de către Brigitte Bardot și, bineînțeles, că și alte, Jeanne Seberg,
și alte actrițe și alți actori, bineînțeles, poartă acest articol vestimentar mult iubit. Mick Jagger, mai târziu în anii 60, la formația Rolling Stones. Moschino, din nou, îl aduce pe podiumurile sale. Da. Jackie Onassis, în 1972, este surprinsă la plimbare într-un rafinat tricou albastru marin. Stella McCartney, Chloe, la fel, vin cu propriile versiuni. Cel mai de succes tip de tricou, tipul militar în serialul MASH. Cine își mai aduce aminte, eu țin minte că era de mare, mare interes pentru noi de fiecare dată când începea serialul MASH. Chiar mă uitam cu tata și râdeam copios. Era foarte, foarte în vogă când eram eu mai mică. Acum nu știu dacă acel tip de umor mai este așa la mare căutare printre tineri, însă cred eu că e un serial foarte reușit și nu se vorbește neapărat despre război, bineînțeles, sunt și alte chestiuni aduse în față. Iată cum tricoul trece prin foarte, foarte multe etape și are foarte multe declinări. Claudia Schiffer, primele campanii semnate Guess, Julia Roberts, Giorgio Armani, l-aduce în față Christian Dior, dar bineînțeles că mă refer aici la brand, la casa Christian Dior în anii 80. Vreau să aduc neapărat în discuție acest pasaj pentru că și noi în ziua de astăzi, în 2023, vedem o revenire a minimalismului anilor 90 și cu siguranță că o să vedem foarte multe tricouri simple purtate în această perioadă. Așadar, vedeți pe unde sunteți cu ochii așa la shopping, dacă aveți de gând să faceți în următoarele sezoane sau la magazinele de tip second hand să căutați maiuri simple, se poartă acelea tank top, acelea foarte, foarte simple, basic, dar accesorizate, poate cu un șirac de perle, poate cu ceva coliere foarte, foarte simple, pentru că v-am zis, minimalismul anilor 90 este din nou în vogă, deci cu cât ești mai simplă, cu atât ești mai cool. Așadar, minimalismul anilor 90 uniformizează cromatic lumea, pictând-o în întregime negru, gri și bej. Curățat de mesaje politice, sloganuri publicitare și logomanie, tricoul de bumbac face o întoarcere bruscă spre îmbrăcămintea formală și înlocuiește foarte des cămașa pe sub hainele bărbătești, mai ales în lumea comunicațiilor, a noilor tehnologii și, desigur, a modei. Iată, este adus în față de către Giorgio Armani, Gucci, Yves Saint Laurent, Tom Ford, care au făcut din acest tricou basic uniforma lor personală. Îl combină cu sacouri necăptușite și fără întărituri. Calitatea țesăturii, puritatea culorii este foarte, foarte importantă și până la urmă asta ar trebui să fie așa basic pe tot parcursul sezoanelor. Calitatea ar trebui să primeze țesătura, culoarea să fie așa, să nu fie ștearsă, prespălată. Ecologia și reciclarea devin deodată subiecte hot, iată, prin anii 2000. Și Armani Jeans, în colecția Re Giorgio, produce tricouri din cănepă sau bumbac provenite din culturi organice cu fir, etichete și nasturi biodegradabili. Foarte interesant. După aceea, în anii 2000 și ceva, vedem punerea tricoului pe podiumuri într-o variantă mai scurtă, încât te duce cu gândul la o spălare greșită la mașină. Conceput special pentru a etala al simbol al viitorului nostru anterior, piercingul în buric și în premieră, dacă n-am mai spus-o până acum, am avut și eu câțiva ani piercing în buric, de a fost o etapă
Bineînțeles, ca orice tânăr în dorința de a experimenta așa ceva nou, am fost tentată și poate pe alocuri convinsă de anturaj să-mi fac un piercing în buric. Până la urmă a fost ok pentru perioada respectivă. Bine că nu mi-am făcut tatuaj pentru că am mai zis-o pe aici, cu siguranță aș fi regretat. Acolo piercingul aproape s-a vindecat, nu este 100% tot vindecat și astupat. 100%, dar e acolo, deci până la urmă sunt și anumite consecințe pe care probabil nu ți le-ai dori neapărat, însă nu e ca și cum ar fi un tatuaj, deși și acela se poate îndepărta foarte ușor cu laser prin noile tehnologii de astăzi, însă părerea mea că ar trebui să fie pielea cât mai naturală lăsată în forma ei. Dar iată că da, în 2000, da, și eu purtam scurt, încă port scurt cropped, dar de data aceasta nu mai am piercing, atunci mi se părea cool, acum nu mi se mai pare. Tricoul a fost fără să se vrea și un obiect vestimentar hardcore. Odat cu artă în anii 80 a contribuit la alegerea celor mai apetisanți de pe plajă în cadrul concursurilor americane de wet look. Cred că vă aduceți aminte, cu siguranță, care își propun să fie un răspuns ironic, erotic la concursurile de frumusețe feminine. Cu siguranță vă aduceți aminte. Dacă te simți în stare să experimentezi, suprapune vreo două tricouri din materiale, în nuanțe și cu decoteuri diferite, foarte newyorkeze, să pui deasupra un tricou foarte ușor din voal sau cu o margine de dantelă, un top mult prea scurt pentru o ieșire de una singură. Protagonistul nostru devine și cu un colier de perle la gât și un ceas Cartier la mână. În oraș, cu un fular de la Hermes și brățara de argint cu inimioară de la Tiffany, hippie, chic, cu o pereche de cercei candelabru și flip-flops Ray Rogers în picioare, eternul look Jackie Kennedy Onassis, un tricou negru, ochelarii negri și pantaloni albi țigaretă, iar în picioare, mocasini Gucci style. Da, un look iconic, simplu și elegant în același timp. Puntă verde pentru tricourile rotunde la gât în caz de bărbie dublă, gât nu tocmai zvelt și bust generos. Dar ar fi mai bine să optăm în acest caz pentru un decolteu bărcuță, care printre altele face să pară umerii mai lați și echilibrează optic shoulder-urile proeminente sau în posterior prea evidențiat. Nu se potrivește corpurilor lucrate la înot sau gâturilor scurte. Decolteul rotund și adânc vine bine, mai ales persoanelor cu umeri mici și late în șolduri. De evitat, mânecile cu aripioară sau lipsa totală a mânecilor, dacă brațele nu sunt subțiri și bine lucrate. Interdicție totală marginilor elastice stilanii 80, care cred că îi stau bine doar lui Kate Moss, dar ucid în schimb silueta cu rotund și imi, sunt proeminenți și posterior bombat sau burtică. Da. Iată câteva sfaturi pe care ni le dă aici autoarea, în caz de doriți să vă găsiți tricoul ideal, să fiți atente și la aceste tăieturi, la aceste croiere ale tricourilor, să fiți atente și la mâneci, cum sunt făcute să vă avantajeze și să găsiți un model potrivit, pentru că cu siguranță există un model potrivit pentru fiecare. Sfaturi la cumpărături. Dacă moda o permite, decolteul în V e ca o cheie universală. Stă bine pe oricine. Iată. Cu cât e mai adânc, cu atât arată mai slabă. La fel și mânecile scurte sau 3 sferturi, acestea din urmă fiind mai elegante decât cele scurte, clasice și alungind chiar și brațele, nu tocmai foarte suple, ori lucrate la sală. În ceea ce privește regulile de bază, chiar și tricoul are nevoie de un control de calitate. Asigură-te, deci, că bumbacul nu-i scămoșat și că la croiala La răscruia la mânecii, cusăturile sunt bine aplatizate, fără încrețituri. Da, trebuie să vă uitați foarte bine să nu iasă ațele și să nu fie, bineînțeles, date așa
ondulate, făcute, știți cum se zice, ca pe vapor. Trebuie să fiți atente dacă aveți tricouri albe să fie imaculate și să nu fie boțite, mă rog. Sunt și anumite stiluri în care sunt acceptate aceste declinări așa voite, bineînțeles, ale modei, dar acum depinde ce stil vreți să afișați. Dar dacă vreți să fie ceva cât mai clean, atunci bineînțeles că totul trebuie să fie la linie. Cred că v-a plăcut clipul de astăzi și că ați găsit ceva util, interesant. Să-mi spuneți dacă voi purtați tricouri, câte aveți, am și eu câteva. Majoritatea sunt imprimate și uite că mi-am dat seama că nu am niciunul simplu și cred că am mai zis chestia asta și parcă tot mă țin să iau un tricou simplu și nu găsesc. Dar cred că am mai apelat la cele bărbătești de fiecare dată când am avut nevoie. Însă ce vreau să vă zic e că e important, în primul rând, să avem un material de calitate care să ne facă bine pe corp, mai ales dacă este pus direct pe piele. Aici variantele, dacă vreți să găsiți ceva mai oversize, cred că e ok. Nu neapărat mai scurt și strâmt, pentru că atunci ne ducem în latura cealaltă și nu s-ar vedea foarte bine, dar dacă este măsura potrivită, ușor oversize sau cu două numere mai mari dacă vrei să exprime altceva și să se vadă calitatea din materiale sustenabile, dacă se poate, bineînțeles. Acestea rezistă cel mai mult în timp, sustenabil însemnând odată fie că îl alegi din materiale de calitate superioară care ar rămâne ok mai mult timp, sustenabil înseamnă și să cauți magazine vintage, second hand, și să porți ceva ce a mai fost purtat. Și bineînțeles, acum contează foarte mult și de unde sunt cumpărate, ce standarde de calitate au magazinele respective, dar cu siguranță că este specificat de fiecare dată pe etichetă și oricum, dacă ai un ochi format ca să vezi că un produs este de calitate sau nu, o să-ți dai singură seama sau singur o să dai seama că un tricou este de calitate, fie că vorbim de tricouri albe, bej, negre. Iată, da. Imaginația este, cum să zic, nelimitată, chiar și la crearea ținutelor cu ajutorul tricourilor. E, cred eu, unul dintre cele mai simple elemente pe care le putem avea în garderobă și cu siguranță că nu există destule cu care putem face combinații. Da, vă zic, e de bază, este de necontestat faptul că este foarte, foarte confortabil și dacă ne mai ajută și în ținutele de zi cu zi, este perfect. Mândrelor, nu uitați să lăsați un like, să dați un share acestui clip dacă v-a plăcut și noi ne vedem mâine la un nou clip aici la mine pe canal.